Dunărea călăra și din nou aproape de locul direct retrogradabil. A pierdut 0-1 acasă cu Gazmetan după un gol înscris de Azal de minutul 87. Până la reușita portughezului a fost asal la poartă gazdelor. Prima repriză a fost un duel între Caiado și Straton. Lusitanul a deschis seria ratărilor în minutul 5. Până la pauză, cei doi au mai fost de două ori în prim plan. Actul secund a început tot cu Gazmetan în atac, dar echipa lui Alex a mai scăpat o dată de gol. Până la deschiderea scorului, bara l-a protejat iar pe Straton. Călărășenii au terminat meciul în inferioritate numerică. Iancu a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Dunărea Gazmetan s-a încheiat 0-1 și Ardelenii s-au distanțat la 3 puncte în fruntea play-off-ului.